Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem pe data de 15 mai 2021 și venim că avem de lucru verificarea stupilor pentru a preveni sau a întâmpina roirea. Primul lucru a fost izolarea reginelor, semi-izolarea reginelor, și acum tot ce facem, verificăm unde avem rame date la construit sau venim și mai dăm câte un fagure la clădit, și asta trebuie să facem. Mai dăm și un sirop pe bază de ulei esențial. Iată acolo, mă bucur că au început să-l ia foarte bine. Aici sunt curios și de un fagure de plastic dat la construit. Fagure de plastic. Să vedem ce au făcut. Fiindcă inițial la faguri de plastic am pus doar 40 de grame de ceară, ceva de gen. Și nu prea au construit, nu prea mi-a plăcut cum au construit. După care am revenit și am pus aproximativ 80 de grame și totul pare în... La inițial a fost bine, dar acum să vedem cum au construit aici. Vom vedea și dacă au intrat în friguri sau n-au intrat. Oricum, bot ce posibil să facă. Dar nu poate să mai iasă matca din stup, deci indiferent că vrea să roiască sau nu vrea, noi avem siguranța datorită gratiei pusă. Și dacă n-a intrat în friguri, și mai bine, putem lucra și mai frumos. Bun. Aici avem tratamentul pe bază de acid oxalic. Bun, primul lucru care îl fac e să verific rama aceasta de plastic. Asta mă interesează pe mine cel mai mult. Dacă e construită frumos sau nu e construită, vom vedea. Am aplicat ceara cu pensula. O să fac o filmare și despre acest lucru, că e frumos construită, foarte frumos construită, și o grămadă de boci aici, foarte multe boci. O căutăm pe doamna regina, e chiar aici doamna regina. Încă e bine dezvoltată, încă va depune ouă, nu-i problemă. Aici nu mai trebuie să aduc fagure. O las în pace, dar să verific un pic dacă în bocile respective avem ouă sau larve. Vom vedea imediat. Deci, în mare parte ar cam intra în friguri. Sunt goale aceste cupole. Nu avem nici ou. Nu avem nici... Aici avem un ou. Însă... Dacă aici avem ou, trebuie să verificăm și... Trebuie să verificăm și următoarele rame. Încă nu e pericol, adică oricum nu e pericol, fiindcă nu poate părăsi stupul.
Așa, și în momentul în care intră în friguri, nici de construcție nu prea se mai interesează ea așa tare, adică nu mai construiește ea prea grozav, nu mai lucrează. Când am izolat matca, aceasta era o colonie mai slăbuță, nu era așa puternică cum am arătat-o, cum o să o arăt pe următoarea, în următorul film. În schimb avem miere, păstură aici, miere, e bine. Să verific aceste boci. De fapt, aia mă interesează să văd dacă are boci, dar stă bine deocamdată. Deocamdată stă bine și nu îi facem mare lucru de ea. Dar fiindcă a fost izolată acum o săptămână, va trebui să verific și partea din față, ca nu cumva să-și fi tras acolo boci. Aici e clozată albina, are larvar. Iată, am să vă arăt. Nu sunt multe boci trase astfel, dar sunt. Iată aici, avem lăptișor. Voi verifica mai atent. Și aici avem. Un lucru bun când îți intră o familie în friguri este că albina e sănătoasă. Adică o albină bolnavă nu intră în friguri. Distrugem pur și simplu bocile. Și revenim peste câteva zile să vedem. Că știu că la un moment dat tot se va liniști. Trebuie să scoatem fundul. La stup, sertarul. Cam asta facem. Asta este de lucru la fiecare colonie în parte. Acum ideal ar fi să scuturi această ramă ca să poți verifica bine. În mod normal așa se face. Ca nu cumva să scapi vreo botcă acum. Poți să scapi, poți să nu scapi. Cum ce? Adică cât de atent ești acum, depinde și de atenția care o acorzi unei colonii când o verifici. Din acest motiv eu am împărțit stupina în 4 zile și astfel pot lucra mai liniștit la fiecare în parte. Acum nu fac altceva decât îi dau această ramă cu matcă înapoi și verific partea din față. De un singur lucru sunt sigur, că toată albina care este în stup va rămâne în stup, nu va roi fără matcă. Bun, acum mă interesează dacă are vreo ramă cu miere pe care aș putea o scoate. E posibil și acest lucru. Aceasta e o ramă cu puiet. Iată bocile, deci ea intrase în friguri înainte să o izolez eu. Iată aici avem o botcă
foarte mare, de fapt două. Dacă le scap în partea din față unde nu sunt izolate, acolo se poate declanșa o roire cu matcă tânără, virgină, iar matca bătrână rămâne în stup. Bun, atât a avut. De acum încolo nu o să mai aibă din ce să-și tragă, fiindcă nu mai are larve în față. Larve bune. Iată aici ce frumos bagă nectar. Această albină toată se va transforma în culegătoare, iar undeva în 14 zile se va domoli din friguri și va deveni o culegătoare, exact în perioada în care salcâmul va fi înflorit. Da, nu prea contează perioada. Mai importantă este perioada în care oprim noi roirea, este mai important. Așa, miere bună, peste vreo două săptămâni avem de scos și de la aia vreo 2-3 kg de miere și cam atât. Treptat o să extragem mai multe rane care se vor goli de puiet. Aici nu avem boci, nu avem boci. Foarte bine. Cam atât la acest colonie. Eu voi verifica mai departe bocile și după aia mergem la un alt stup. Până la următorul, numai bine.